Ne-am întors în direct, oameni buni, în continuare alături de noi doi senatori și un lider fondator de sindicat. Am să mă duc la video LED să vă arăt câteva imagini, deja au făcut în conjurul planetei. Niciodată nu și-a imaginat că o să devină atât de celebru prințul, băi, toată lumea îi spune că e austriac. Bă, nu e austriac, măi, ziariștilor din România. Eu știu că este din Liechtenstein, al 16-lea în linia tronului. Da, dacă voi vreți să fii austriac, e austriac, bă, dar are cum să fie în linia tronului, pentru că, din câte știu, Austria nu mai are de foarte mult timp tron. E republică. Da, s-ar putea să știu eu greșit. Uitați-vă, scrie acolo Luxemburg, ca să știți ce spuneți la știri, că învățați copiii tâmpenii. O să creadă că este familia regală din Austria. Eu vă spun așa, subiectul cu ursul, prințul și astea, e la și altele. Vreau să știu, acum vreau să știu dacă ne auzim acum, dar hai că bănuiesc că ne auzim. Marius, Iulică, vă întreb așa, poate puțină lume este interesată, nu știu, poate puțin, mai ales tinerii, la ei în lumea lor, subiectul pe care îl discut eu, sau subiectul pe care îl propun invitaților voștri, este un subiect care pentru mulți, foarte mulți tineri, nu face interes. Numai că ce să vezi în spatele subiectului ăsta, sunt banii de locuri de muncă, banii de școală, banii de spital, banii de pensie pentru bunici și părinți și așa mai departe. Vă întreb, domnul Surugiu, de ce ați provocat clasa politică la o discuție despre cât s-a jefuit în țara asta din banii sindicatelor în cârdășie cu politicienii și dacă aveți, cum să zic, tragere de inimă să continuați dialogul sau nu? Vă lipsește partenerul din satul mare? Păi nu te-am rugat frumos să programez o altă emisiune cu domnul deputat, că dânsul chiar m-a făcut prost. Vrea să mă convingă că noi românii o ducem bine pe timpurile astea. Și nu o ducem bine deloc. Dar de ce o duci rău, bă, Iuliane? Dar de ce ți s-ar părea rău că cetățenii mei de la Tescană duc bine? Păi haideți că dacă vreți conduc discuția cu domnul deputat, că tot în opoziție, da? Tudor, da, Marius. Bagă-l pe Marius în locul domnului Zamfir. Ne auzim, Daniele? Dacă nu ne auzim... Vă aud. Poftim? Vă aud. E perfect. Accepți o discuție pe tema asta în fața celor de acasă sau ți se pare o temă superflu, desuetă? Cât a contribuit clasa politică la jaful din sindicate și, în general, la jaful din țară? Subiect care știu că nu interesează aproape pe nimeni. Bă, dar am eu marota să-l fac. Să fiu eu liniștit că în fața voastră nu am venit cu, cum se cheamă, brizbrizuri. E foarte interesant și ce azi am făcut, azi am văzut un protest al colegilor domnului Zamfir. Un protest în Camera Deputaților. Nu mințiți privind cifrele, nu ascundeți morții, spuneți adevărul țării. Care adevăr, Daniel, că am văzut protestul ăsta? Haideți că o în părând, că aceea o să vă cer permisiunea cu toată prețuirea pentru dumneavoastră și emisiunea dumneavoastră. Urmează la vot final acum cu televiziunea și așa mai departe și chiar comisia asta de anchetă, că ăsta a fost motivul protestului. Păi domnul Tudor, când astăzi în România aflăm de la fostul ministru al sănătății, care a plecat de puțină vreme, că ni s-au ascuns 5300 de morți, domnul Tudor, 5300 de morți de COVID ascunși, domnule, nu spuneți dumneavoastră eu sau oricine altceva pe stradă, o spune ministrul sănătății, fostul ministru al sănătății. Păi în condițiile astea nu este firesc. Adică, și Doamne iartă-mă, că e partidul care clamează transparența, nu? Păi transparența și încrederea pe care trebuie să o aibă populația în aceste momente, în cei care conduc toată campania asta în pandemie, nu trebuie să plece de la realitate, de la transparență, de la cifre reale. Păi ne mirăm că lumea este circumspectă în legătură cu vaccinare, cu testare și așa departe. De ce? Iată de ce. Bine, Daniele, dar când, auzi, iartă-mă, când a aflat ministrul Voiculescu că au fost ascuși, Dumnezeu să-i odihnească? După și l-a dat afară. Nu, mă, stai puțin, Iulian, să întrebăm un senator. Când a aflat ministrul Voiculescu că au fost ascuși, stai puțin, 5300 de persoane de morți, Dumnezeu să-i odihnească, a aflat după ce l-au dat afară, a știut dinainte și a fost complice, că se pedepsește complicitatea, se pedepsește ca și fapta, da? Când a aflat? Corect. Păi nu după ce l-a dat afară. Vreau să vă aduc aminte că aceste declarații au fost făcute înainte. Păi da? Nu te supera, Daniel. Daniel a știut. Nu. Știi care este? Domnul Barbu, fii atent. Nu ne credeți.
Știi, domnule, care este, știi care este vicepremierul care răspunde de sănătate în România de când au venit la putere dreapta? Da, domnul Barna. Absolut! Păi vii și îmi spui... Stați, domnul Barna, eu vă spun ceva. Eu vă spun că acum în Parlamentul României urmează să se voteze și nu cred că cineva normal la cap ar trebui să gândească altfel. Dom'le, o comisie de anchetă în forul suprem al României, place una sau nu place, ăsta e Parlamentul, care să verifice dacă declarațiile pe care le-a făcut extrem de grave și de importante pentru națiune, pe care le-a făcut fostul Ministru al Sănătății, în legătură cu datele despre morți. E perfect, fii atent acum, să reducem la absurd, Daniel. Oameni, bună atenție. Ce trebuie să facem noi? Nu vrem transparență, domnule, vrem sau nu vrem? Absolut corect. Odată. Întrebare, fiți atenți, oameni buni. Ce vorbește domnul senator Zamfir este o cutumă și o regulă parlamentară străveche. Aceea de a face, când e groasă rău, de a face o comisie parlamentară, este forul suprem în țară, legiuitorul neamului, să faci o comisie de anchetă, să vezi dacă acel subiect, Tudore, cum a fost privat... Tudore, ai fost senator, tată. Ce știi tu că au rezolvat comisiile astea făcute în Parlament? Mi-ai luat întrebarea din gură. Asta vreau și eu să-l întreb pe Daniel. Bun, să face... Vă spun eu. Uite, vă spun eu. Da. Niște comisii de... O comisie de anchetă, și asta vă poate spune și domnul Marinescu, nu are rolul, că nu este instanță de judecată. Păi... Dar comisia de anchetă parlamentară, păi domnul Surugiu, eu vă înțeleg supărarea, dar haideți acum să nu aruncăm cu noroi în tot. Uite, vă spune ce a făcut o comisie de anchetă pe care eu am condus-o în Senatul României, da? Când a scos la iveală că roborul este manipulat și s-a... Plafonarea de care vorbește Daniel. E o plafonare care e tot în parametri. Adică în țările mamă, bănci și cursale... Cineva din statul român ne ascunde datele, haideți dumneavoastră să le scoatem la iveală. Nu se va face pentru că ținta acestei anchete parlamentare, analiză, cum vrei tu să-i spui, este taman șeful lor, Dan Barna, care era vicepremier și este responsabil de sănătate, de ministerul lui Voiculescu, Daniele. Păi da, dar ei spun așa, domne, Ministerul Sănătății nu a avut acces la datele astea, așa spunea Voiculescu, ci acel comitet național care avea comunicatorul ăla, Manciu sau cum îl chema, da, ăla era cel care falsifica datele. Adică Ministerul Sănătății se plânge că la alt nivel, da, se falsifică aceste date. Păi domnul Barbu, ni se cere, că încă o dată, noi acum, în situația în care suntem și cu campania de vaccinare și cu tot, noi se cere populației să aibă încredere. Păi cum să aibă încredere, domne, când de la cel mai înalt nivel, respectiv Ministerul Sănătății, ni se spune că datele sunt false. Ori noi ce vrem acum? Haideți, bă, oameni buni, să recâștigăm încrederea oamenilor în ceea ce comunicați voi. Știi cum e, da, că dacă Daniel, ne spuneți minciuni, Ministerul Sănătății, să vă creadă, domne, populația. Uite, vreau să spun ceva, Daniel. Că ne respectăm reciproc. În Ministerul Sănătății sunt decidenți, eu dau un singur exemplu, Baciu, Andrei Baciu, care n-a ieșit niciodată să spună enormitățile astea, sau, dacă nu sunt enormități, nu e de competența Parlamentului, pentru că ce invocați voi, că Banciu, Manciu, cum îl chema pe ăla, împreună cu o clică, au ascuns date oficiale privind morții din pandemie în Republică, este faptă penală cu an de pușcărie, fără număr. Dragă Tudor, încă o dată... Întrebarea e de ce a ascuns. Domnul, dați-mi voie că... Domnul Barbu, domne, nu este... Nu o spune domnul Zanfir sau PSD-ul ăsta rău, ciumata roșie. Domnul, o spune fostul ministru USR al Sănătății de până acum. Atenție! Deci aici nu e glumă, nu e o speculație de presă, nu e un atac al opoziției. Este pur și simplu o afirmație a fostului ministru al Sănătății, domne, încă o dată. Despre asta vorbim. E fără doar. O gravitate extremă. O secundă, Daniel. Ce, Iulică? E o luptă între ei. Nu, e mai mult decât o luptă între ei. E mai ei mult decât ei. O luptă între ei. Este domne, întrebarea no. E de ce s-au asurat no. Iuliane, Iulian. Transparență. Uite, îți spune... Deci nu există comunicare bună. Iulian, eu îți spun ceva și senatorul în mandat Zamfir o să mă confirme sau nu. Nu e o luptă între ei. Este o luptă împotriva principalului partid, pentru că dacă am închesat la ideea că acest Consiliu Național pentru Situații de Urgență a ascuns, a falsificat datele către popor, acolo vinovat este Arafat, este Vlad Voiculescu,
Este Dan Barna, premierul, PNL-ul și toată lumea. Asta este vinovăția pe care o induce post factum domnul Voiculescu Iulian Surugiu. Greșesc, Daniele? Deci nu o să se facă nicio comisie. Că... Domnul Voiculescu a spus limpede, dacă vă aduceți aminte, inclusiv că s-au falsificat, s-au ascuns acele date ca să se poată organiza alegeri. Dom'le, încă o dată, nu ne jucăm, nu niște declarații spuse pe un video chat al nu știu cui. Sunt niște date pe domnul care senator, alegerile trebuiau făcute. Da, bun. Domnul Surugiu, am o rugăminte de să... Deci, încă o dată, aceste date, nu ne jucăm. Eu așa cred. Eu cât sunt în politică, vreau să fac lucrurile serios. Că alții vor să își bată joc de instituții, asta e treaba lor. Eu vreau să fac treburile serios. Faptul că de la cel mai înalt nivel, Ministerul Sănătății, ni se comunică că acel comitet de urgență a ascuns datele. Dom'le, vreau să știu cine le-a ascuns și cu ce scop, pentru că în momentul ăsta încrederea populației este știrbită. Eu nu mai am încredere, dom'le, ce îmi comunică oamenii ăștia. Mulțumesc mult pentru faptul... Dacă că s-au ascuns date. Daniel, îți mulțumesc mult că în momentele, ultimele momente în care și-a putut permite să fie în fața unei camere de filmat, a fost alături de noi, merge la votul final, domnul senator. Vă mulțumesc mult, domnul Zamfir, pentru participarea la emisiune. Vă dau o veste foarte bună. Bă, s-a întors domnul Cosma, mă, frate. Și mi-a transmis așa. Bă, spune-i lui Surugiu, mie. Spune-i lui Surugiu că n-am fugit, mă, că sunt alături de el. Și nu numai că am ridicat mânuși, și a repriza a doua o fac în direct la voi. Uitați-vă puțin la imaginile din video LED. Asta este imaginea acelui protest de astăzi pe care Partidul Social Democrat l-a organizat la Camera Deputaților. Nu mințiți, nu ascundeți morții, spuneți țării adevărul privind cifrele din pandemie. Este un scandal uriaș și atenție de ce s-a ajuns aici. Pentru că un ministru scos din echipa lui Vasile Florin Câțu, mă refer la Vlad Voiculescu, a făcut acele declarații despre care vorbea corect, nu mințea nici o silabă, nu exagera nici un pic, domnul senator Daniel Zamfir, făcând niște afirmații împotriva propriei echipe, adică a domnului Barna, care este vicepremier pe sănătate. Acelea sunt imaginile de la protestul de azi. E aproape de grevă parlamentară PSD-ul dacă nu se votează acum. Acum s-a dus la vot, Daniel. Dacă nu se votează această comisie, e posibil să asistăm la un show rara avis în Parlament. Și vă spun așa, în 2-3 minute... Emisiunea se întoarce la meciul de ieri, repriza a doua, între un lider sindical major și un parlamentar, un deputat al puterii, adică Surugiu versus Cosma. Revenim imediat. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Meciul care a început ieri și pe care vi l-am promis astăzi în continuare are loc, un pic decalat din cauza condițiilor meteo, în realitate decalat doar de faptul că Adrian Cosma, deputat al Partidului Național Liberal, așa cum este, cum șade bine unei gazde ca lumea, unei gazde sănătoase de dincolo de munți, și-a condus invitatul spre aeroport, adică premierul țării. Bună ziua, Adrian! Bună ziua, vă mulțumesc de invitație, mă bucur că suntem din nou împreună. Eu mă bucur, domnul deputat Cosma, domnul Surugiu, eu îmi iau scăunelul Acilișa, mă dau la o parte din calea lor, pentru că discuția de ieri trebuie să continue, doar vă pun în temă doi oameni care, unul probabil că va recunoaște sau nu va recunoaște faptul că, așa cum s-a discutat ieri, a existat o cârdășie și există o cârdășie uriașă între clasa politică și lumea sindicală sau lumea oamenilor de afaceri sau lumea din presă, care unii jefuiesc, alții mușamalizează, alții țin de șase și așa mai departe. În primul rând, cum a fost vizita premierului, domnul Cosma? Cum a fost vizita la satul mare a lui Câțu? A fost foarte utilă, bine primită și potrivită, ținând cont de momentul în care ne aflăm. În satul mare, pandemia este și a fost ținută sub control. Suntem în plină campanie de vaccinare, în plină campanie de conștientizare a populației privind importanța vaccinării și, bineînțeles, a
prevenirii răspândirii COVID. Până la urmă, asta este obiectivul principal, așa cum și ieri am spus în cadrul emisiunii noastre, că pentru Guvernul României, în momentul de față, acesta este principalul obiectiv. Combaterea pandemiei, iar de la 1 iunie să reușim să ne reluăm viața normală, să reușim să fim ca înainte, să scăpăm de interdicțiile pe care le avem, pentru că nimeni nu și le dorește în continuare, nimeni nu își dorește să fim ținuți în casă, nimeni nu își dorește să nu mai putem participa la evenimente, pe care, sigur, evenimente care ne fac viața frumoasă și da. Fiecare dintre noi ni le dorim. Sunt 250.000 de... Iulian, singura remarcă la ceea ce a spus domnul deputat până acum, aș vrea să mă creadă pe cuvânt că sunt mult mai bătrân decât domnia sa. În general, să știți că românii sunt conștienți. Nu trebuie să-i conștientizeze nimeni. Trebuie să-i conștientizăm, trebuie să ne uităm pe cifre, trebuie să vedem totuși că există opinii în public care ne spun că nu vor sau poate, din păcate, unii lideri politici sau formatori de opinii au încercat să inducă ideea că vaccinarea nu este potrivită sau că n-ar trebui să se vaccineze sau că virusul nu are existat. Ok, Evident, cum spuneți dumneavoastră. Din păcate, cu aceste situații ne confruntăm și noi vrem ca lumea să fie informată, bine informată și să conștientizeze că doar prin vaccinare putem depăși acest moment critic în care se află țara noastră și lumea întreagă până la urmă. Da. Păi asta vă spuneam și eu, că sunt conștienți, nu sunt unul care nu vaccinează, care nu e contra vaccinului. Deci până la urmă, dumneavoastră, indiferent cine e la putere, nu dumneavoastră, nu domnul Câțu, nu domnul Ioanis, nimeni nu poate pe lumea asta, pe Mapamont, să oblige pe cineva la un act medical fără voia lui. Deci trebuie din partea guvernului o comunicare mai bună, specialiști mai buni, nu politicieni care vin și vorbesc numai prostii și să laudă. Politicieni sunt buni de politică. Iulian, îl ai alături pe domnul Cosma și e un dialog pe care l-ai început ieri și văd că eviți sau te pofilezi să nu-l continuiați. De ce? Nu, am doar comentat ceea ce a spus. Păi dacă mai comentezi un pic... Păi dacă mai comentezi două minute, s-a terminat emisiunea, dragul meu. Domnul Cosma, deci pensiile au fost înghețate. Punct. Salariile nu s-au majorat. Prețurile în magazine au explodat. Legi proaste ați dat. Legi bune nu dați. Dacă vreți și vă spun eu și mi-asum ceea ce spun, ca să înțelegeți că, repet, dumneavoastră sunteți încă tânăr. Enervant de tânăr, aș putea să spun față de mine. Enervant de tânăr. Eu vă recomand, eu sunt sindicalist, lăsați-mă, nu mă întrerupeți. Deci vă spun că sindicaliștii sunt la fel de vinovați ca voi politicienii. Să știți că sindicaliștii nu puteau să fure bazele sportive, hotelurile, bazele de tratament decât cu acceptul politicienilor. Iar politicienii nu puteau să-și bată joc de popor și de prostime decât cumpărându-i pe sindicaliști. Domnul Surugiu, eu vă recomand, totuși, așa pentru corectitudine, vă recomand să mai schimbați placa. Să schimbați placa asta cu salariile, cu indexarea pensiilor și așa mai departe. Păi haideți să o luăm așa, păi dumneavoastră ori trăiți în altă parte, ori aveți foarte bani, dumneavoastră, foarte mulți bani și nu vă duceți să vocați cineva sacoșile din piață sau din market, da? Puneți că dacă te duceai înainte de decembrie să spun, nu înțelegeți ceva, acum dacă te duci cu 200, cumperi mai puțin cu 100, da? Iulian, păi cum să mărești salariile, domnule, dumneata ești inconștient, păi cum să mărești salariile în plină criză sanitară, în care economia este domnule, greu încercată. Cu criza asta sanitară, faceți locuri și de dumneavoastră, muncă, da? Asta e o greșeală pentru rând. Proști cu criza v-am asta sanitară, odată, că n-ați fost în stare să cumpărați paturi, da? Ați mărit bugetul la Casa de Asigurări cu câteva miliarde și ce-ați făcut cu banii? Oameni din sistemul public și să ajutăm societățile comerciale, să ajutăm sectorul privat, care este greu încercat. Lăsați placa asta. A se vedea firmele de casă, le ajutați, pentru că nu reprezentați Cosma interesul oamenilor, ci nu reprezentați interesul domnul celor Cosma din sindicat. Iulian, stai un pic, Adrian, stai un pic. Vreau să te rog
ca cei de acasă să înțeleagă ceva din dialogul vostru, care este un dialog extrem de util. Hai să vorbim un pic, Iuliane, să-l lăsăm să-și termine fraza omul, ca să poți să ai un dialog cu el. Domnul Cosma, păi să mă lase și pe mine să vorbesc, că dânsul intervine peste mine. Bine, uite, acum moderez eu. Și tu mă asculți, te rog eu, ca să poată și domnul deputat să spună punctul de vedere. Da, domnul deputat, vă ascult. I-aș recomanda domnului Surugiu, asta am spus, adineori, dar dânsul nu m-a lăsat să continui ideea, să vorbim aplicat, concret, pe realitate. Lăsați o lege care în 2019, când nimeni n-a știut ce urmează pe plan mondial din punct de vedere sanitar și că ne vom confrunta cu astfel de criză, și s-a votat o lege de mărire a salariilor. Păi, dragi români, stimate domni, nu ai cum să mărești salarii în momente de criză, într-un război. Suntem într-un război cu un inamic nevăzut și foarte multe fonduri au fost cheltuite și îndreptate pentru a susține sistemul sanitar. Cred că pentru orice om, orice român de bună credință din țara asta, este cât se poate de clar că în astfel de momente nu ne putem gândi la mărire de salarii. Guvernul în momentul de față... Domnul Cosma, opriți-vă! Domnul Cosma, opriți-vă o secundă. Da, Iulica, zi-o acum un minut. Eu sunt de acord și cu criza sanitară. Eu vă spun că eu i-am spus lui ministra Olguța în 2017 să nu facă o lege proastă care să termină în 22. Da? În 2022 se aplică ultima tranșă. Dar ce vine a oamenii aia care nu au apucat? Întrebare pentru dumneavoastră, domnul deputat, cu toată seriozitatea. În toate țările civilizate, nu numai europene, s-au dat bani către societăți. Adică, în funcție de câți muncitori a avut, s-a dat bani. Nu să stea un prost de patron din ăsta care are 10-12 angajați să ducă la fel de fel de birocrați să nu-i aprobe. Da. Mai mult decât atât, Iulian, s-au dat ajutoare, bani, familie. Ai pus o întrebare corectă, da. Foarte... Lasă-l pe domnul deputat să-ți răspundă, domnul Cosma. Nu v-am înțeles prea bine, că n-am conexiune foarte bună. Vă spun eu, dacă n-ați înțeles, vă spun eu, domnul Cosma. Ideea este așa. Da. Surugiu spune că România e pe ultimul sau printre ultimele, e pe ultimul loc sau printre ultimele locuri în Europa la ceea ce înseamnă ajutorul guvernului către antreprenorii români, către ăia necăjiți care dau o pită la 7, 8, 9, 10 familii, da? Și domnul Cosma, ideea este așa. Adevărul scriptic în Europa așa stă. Noi la capitolul ajutor pentru firmele românești din PIB-ul țării stăm jos de tot. Asta vă întreba Surugiu. Și la cetățeni. Acum, cred că este clar, dar voi repet și domnului Surugiu. Programele pe care guvernul le-a susținut pentru susținerea întreprinzătorilor și programul IMM Invest, care a fost o reușită din punctul meu de vedere, stați de vorbă cu antreprenorii, stați de vorbă cu antreprenorii români și o să vă convingeți că programul IMM Invest a fost un real succes. Mai mult decât atât, pentru a susține economia și pentru a veni cu o mână de ajutor pentru întreprinzătorii români, au fost date anumite facilități. Spre Horeca, de exemplu, au venit facilități destul de consistente, chiar în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Deci, guvernul ce a depins, eu consider că a făcut. Acum, sigur, Da, avem probleme, lăsatul mare, semnalul merge. Nu se putea mai bine. Tot timpul e loc de mai bine. Banii nu ajung niciodată. Asta o să vă întreb ceva, domnul Cosma. Vă întreb eu, stai puțin, Iulian, stai să pun și o întrebare. Domnul Cosma, astăzi premierul a făcut o afirmație extrem de interesantă și extrem de mobilizatoare. Mai mult sau mai puțin ne-a spus că economia merge suficient de bine, pierderile în pandemie sunt foarte mici, șomajul nu este atât de dramatic cum pare și, atenție, perspectiva de creștere economică este bună în raport cu alte țări membre ale Uniunii Europene. Întrebarea mea, domnul deputat, pe ce se bazează premierul când spune toate astea? Pe cifre. Pe cifrele care sunt la ANAF, pe încasările care sunt date de către cifrele care până la urmă ANAF-ul le are și
Astea sunt realitățile. Astea sunt realitățile, așa arată cifrele, gradul de încasare la bugetul de stat și până la urmă astea ăștia sunt. Vă întreabă colegii din regie de ce nu avem și noi pe ecran, că uitați-vă ce minunăție, dați-mă ecranul la mare, uitați-vă aici unde este domnul Mihai Câmpeanu. Avem un ecran, domnul deputat, avem un ecran atât de mare, atât de ofertant, încât pe el am putea pune toate cifrele de la ANAF, toate calculele care să arate nouă, să ne arate nouă prostimii, că acest adevăr privind situația bună, nu neapărat foarte bună, că în pandemie e greu să ai o situație foarte bună în ceea ce privește economia și mai ales, atenție, perspectivele anului 2021, ce a mai rămas în el, și 2022 care va să vie și pe care mulți cunoscători le consideră perioade grele, nu apar în cifre. Bine, hai să sună-l pe domnul Coșa, sună-l pe profesorul Coșa. O să-l avem imediat și pe domnul profesor Coșa, nu neapărat ca arbitru, dar ca om care astăzi în presă a scos în curs de guvernare, am găsit știrea, a scos un lucru extrem, extrem de interesant, taman pe subiectul pe care atât domnul Cosma, cât și domnul Surugiu l-au scos în dialogul, l-au pus în pagină, Tudor, în dialogul domnilor. Ne poate spune domnul deputat cu cât ne împrumutăm eu, copiii mei, nepoții mei, cu cât ne împrumutăm pe zi în loc să creăm locuri de muncă? Domnul Surugiu, încă o dată vă spun. Acum 15 ani, ăsta era un mod de a face politică a unui partid, nu o să-i dau numele. Dar dumneavoastră faceți exact așa. Scoateți lucruri din context, locuri de muncă. Păi hai să discutăm, totuși am pretenția de la dumneavoastră, ați fost lider de sindicat, să vorbiți mai aplicat. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră, că dumneavoastră ne luați pe noi la rost. Și foarte bine până la urmă, că dar nu vă iau la rost. Intrat în dimisiune. Te-am și intrat în emisiune să discutăm, să dezbatem. Dar dumneavoastră puneți problema dintr-un anumit punct de vedere, nu spuneți adevărul întreg, da? Într-adevăr, e nevoie de locuri de muncă, dar hai să vă mai spun o altă realitate. Astăzi, împreună cu premierul României, am fost în vizită la o societate foarte mare din județul Satu Mare. Știți cu ce se confruntă oamenii aia? Cu lipsa forței de muncă. Asta e o altă problemă, o mare problemă. Păi, e problema cu lipsa forței de muncă. Dumneavoastră sunteți prea tânăr, domnul deputat. Deci, discutăm chestiuni concrete. Sunteți prea tânăr să vă aduc acuze. Mă lăsați să vorbesc și eu. Vă rog. Sunteți prea tânăr ca să pot să vă aduc acuze dumneavoastră că din cauza dumneavoastră nu avem oameni. Dar tot din cauza ceea ce s-a întâmplat în statul ăsta român timp de 31 de ani, fie de unii politicieni, fie de alții, când s-o apă și un pământ. Opriți-vă, Iulian. Din ce? Adrian, din cauza birocrației existente în instituțiile Bun, de stat, domnul Surugiu, românul a plecat din țară. Lider de sindicat și dumneavoastră ați făcut parte din acel sistem. Cu o mică virgulă ați participat acolo în sistemul acesta de stat. Deci nu tot aruncați domnul vina deputat, pe alții. Aveți pentru dreptate. În mod direct sau indirect și dumneavoastră ați făcut parte din acest sistem. Aveți dreptate și eu am vina mea și o trag, recunosc, pentru că puteam să fac mai mult. Înțelegeți? Opriți-vă un pic, Iulian, opriți-vă un pic. Câte minute de emisie mai avem, vreau să știu, de emisie? 2 minute? Ok, bine. Luăm acum publicitate, o să-mi cer eu scuze profesorului Coșa, este vina mea, am făcut calculele complet greșit. Domnul Coșa, am cer iertare, știu că sunteți la telefon, nu vă pot lăsa doar 2 minute. Nu există scuze. Emisiunea a fost extrem de interesantă, am urmărit-o, altă dată o să discutăm. Fii serios. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domn profesor, este vina mea publică, îmi cer scuze. Profesorul Coșa are un articol fabulos în curs de guvernare. Mâine vom face o analiză cu autorul acestor informații și cu omul care știe și spune ce știe privind perspectiva României la capitolul economic cu impact social. Publicitate și revenim imediat. Astăzi, premierul României, Florin Vasile Câțu, merge la Bruxelles pentru ca, în urma unei negocieri rapide și sperăm noi eficiente, și în noapte și mâine, să aducă la București certitudinea venirii celor 30 de miliarde de euro cu care să înceapă
o, nu neapărat relansare economică, o revenire spre normalitate și în plan economic, nu doar în plan pandemic. Vestea bună, nu mai e nevoie să vă dau, ați primit-o de la toată lumea din presă astăzi. Vestea bună este că România este aproape toată pe verde, că se poate merge la școală, că ATI-urile au din ce în ce mai puțin pacienți, că numărul de cazuri noi este din ce în ce mai mic, că vaccinarea e din ce în ce mai mare, 30% a crescut numărul celor vaccinați cu 30% în urma acestor maratoane în Craiova continuă. Rămâneți cu bună România, cu Răzvan și cu Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, bravo bă Ghiță, îmi cer scuze, domnul director de imagine Ghiță, îmi făcea semn, nu obișnuința, ce să faci obișnuința, an de zile. Rămâneți cu colegii noștri programul de știri și abia la 10 noaptea cu Răzvan și cu Radu, cu bună România. Spuneam, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16, toate cele bune.